Salut, camarazi! Hai să vă vorbesc așa la cald, să vă explic cum merg lucrurile în România. Nu se mai poate la modul ăsta pentru că suntem deja falimentați, suntem terminați. Astăzi s-a aflat că aproape 10.000 de cadre militare din cadrul SRI, MAI, și Ministerul Apărării Naționale s-au pensionat la vârsta de 45 de ani în ultimii 5 ani. Deci cam practic sau adică cifra exactă e 9.300, înțelegeți? Ăștia au fost trecuți în rezervă după ce comisiile medico-militare au decis că sunt apt limitat sau inapt. Băi, frate, asta mi se pare de ceva de planeta maimuțelor, știți? Așa, cum adică ab limitat sau inapt? Păi înseamnă că polițiștii din MAI, securiștii de la SRI și soldații de la Ministerul Apărării Naționale sunt handicapați sau cum? Adică ăștia s-au angajat la armată, la poliție și la serviciu secret în baston sau nu înțeleg, știi? Cum adică apt limitat sau inapt? Inapt înseamnă că ăsta e, merge cu un cărucior, știi? E legumă. Dar e posibil așa ceva? Băi, aici avem de-a face cu o escrocerie la țara națională, cu prosteală la greu pe banii voștri. Eu știu oameni care, deși sunt bolnavi, se duc și muncesc în traiecture, băi, frate, știi, să-și hrănească nevasta și copiii. Așa. Și ăștia au făcut 20-22 de ani de poliție, serviciu secret, sau au fost angajați în armată și s-au pensionat. Băi, frate, dar n-avem nevoie de el. Uitați-vă acum când e războiul, Ministerul Apărării Naționale nu găsește șoferi. De ce? Simplu. Ăștia s-au angajat la ciolan acolo să bage la burtică, știți, pe banii la fraierii de român, știți? Așa că românul e ca vita, îndură orice, știi? Până când, nu știu, dar și când o bubui, n-aș vrea să fiu în pielea lor, știi? Așa. Deci ăștia vin acolo, stau 20-22 de ani în poliție, în serviciu secret și în armată, se aranjează cu medici și gata, pensia la 45 și după aia se bagă în altă parte sau se angajează tot la asta și merge și pensia și salariu și un copil care a ieșit din școală acum nu poate, n-are loc de ăsta cu dubla muncă, vă doamne, știi? S-a dat un articol de lege din 2015 care a aprobat pensiile militare, adică practic i-au avantajat, i-au legalizat. Instituție date în judecată de ofițerii care își cereau drepturile, că la un moment dat au vrut să oprească treaba asta și nu mai puteau, pentru că de ce să crease precedent. Și unii ofițeri, tupeiși, bineînțeles și nesimțiți, au dat instituția, adică Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și securiștii de la SRI i-au dat în judecată să-și ceară drepturile, adică pe baza actelor că e parțial inapt și inapt, el trebuia să fie în pensie, nu? La lovitura de stat din 89, să nu uităm că armata și poliția sau miliția a tras în populație și serviciul secret, securiștii sau SRI au tras în femei și în copii și în oameni, în bărbați. Deci acolo erau apți când au omorât 1240 de copii, de femei și de bărbați nevinovați, acolo erau apți, știi? Numai când e vorba de ciolan sunt inapți, știi? Nu mai pot să facă serviciul, le trebuie pensie la 45. Așa. Per total s-au pensionat 9.398, aproape 9.400 de cadre militare între 2018, deci numai în 5 ani. Așa, toate pensiile astea anticipate sunt plătite de voi, că ăștia au muncit 18-22 de ani, atâta, deci ei n-au făcut 30-40 de ani ca alții muncă, i-a luat pe dedesubt, știi?
Cei mai mulți, 6.337, sunt în Ministerul de Interne. Deci polițiștii nu le place munca. Vine acolo să-și facă 18 ani, 20 de ani vechime și par la pensie și după aia se duce și muncesc la firme de pază sau își fac firme de pază. Întrebarea e dacă ăștia când au fost angajați la poliție, la Ministerul Apărării și la Serviciul Secret, la Securiști, la SRI, erau handicapați sau erau apți de muncă? Că ei se pune întrebarea dacă nu cumva că au venit handicapați acolo, sau au venit în baston la serviciu cu căruciorul, știi? Așa. Casa de pensii sectorială a Ministerului de Interne a plătit cu titlul de pensie militară de stat între 1 noiembrie 2022 și 7 martie 2023, deci noiembrie 2022 7 martie 2023, deci cam în 4 luni a plătit 2.704.166 de lei, cam 505.000 de euro. Deci astea pe 4 luni. Deci anual vine cam 1.500.000 de euro plătit de voi pentru paraziți ăștia. Deci într-un an 1.500.000, în 10 ani sunt 15 milioane de euro care voi munciți de voi apă de dedesubt ca să-i hrăniți pe paraziți ăștia. Din Ministerul Apărării s-au pensionat anticipat 2.875. Deci primii și cei mai mulți au fost de la Ministerul de Interne, miliția, și după aia a venit Ministerul Apărării, securiștii mai la coadă, știi că ăia oricum o dă mai bine. Așa, cam, ăștia au avut cam 22-24 de ani vechime, așa, în medie, știți? Deci au încheiat, a stat 18 ani, 22 de ani la poliție și la armată și s-au pensionat. De la SRI, adică de la securiști, au fost 186 de angajați care s-au pensionat la 45 de ani. În multe cazuri se știe deja, cu medicii se putea aranja, deci plicul, așa. Unele cadre militare susțin că totul s-a făcut cu pe diagnostice aranjate cu medici. Deci totul s-a făcut pe diagnostice aranjate cu medici. Deci medicii sunt și complici și profitori. Pentru că făcând asta lovesc în clasa muncitoare care muncește de o iapă de dedesubt și în țăranul român și favorizează niște paraziți, se iasă la 45 de ani la pensie și după aia se duce la când are un salariu de pensie, se mai duce și mai muncește undeva, deci cumulează și salariul și pensia. Deci și un copil de ăsta care a ieșit din școală sau o facultate sau de undeva, nu poate să ocupe un loc de javrele astea. Pentru mine ăștia sunt javre, nu sunt român, sunt lichele. Indiferent că poartă uniforma MEAI-ului, a armatei sau securității, toți sunt lichele și trădători de neam, de țară și javre. Un patriot român îi numea tagma jefuitorilor, așa îi numesc și eu, să-mi fie cu iertare paralela. Deci vă aștept la comentarii, vă pup cu drag, să aveți o zi frumoasă, pa camarazi!